50 de percheziții domiciliare au avut loc astăzi în Arad și alte 6 județe. 60 de persoane au fost conduse la audieri. Este ziua protecției civile în România. Se împlinesc 90 de ani de la înființarea structurilor de apărare civilă. De 15 ani încoace, în ultima zi a lunii februarie, este celebrată Ziua Internațională a Bolilor Rare. În România, bolile rare afectează 1 milion de persoane. De percheziții domiciliare au avut loc astăzi în 7 județe, printre care și Aradul. 60 de persoane vor ajunge la audieri. Perchezițiile domiciliare au avut loc în județele Timiș, Arad, Satu Mare, Caraș, Severin, Alba, Olt, Dâmbovița și municipiul București, în 3 cauze penale, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. Din cercetări a reieșit că din anul 2022 mai multe persoane, cetățeni români și cetățeni străini, s-ar fi constituit în 3 grupuri infracționale, având ca scop principal adăpostirea în locații aflate pe teritoriul României și ulterior transportarea grupurilor de migranți spre țări din Europa Centrală sau de Vest, prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în vederea obținerii de importante foloase materiale. Peste 60 de persoane urmează a fi conduse la audieri. Cei care au derulat perchezițiile au fost polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București, Timișoara, Alba Iulia, Oradea, Craiova, Ploiești și ai Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate, Caraș, Severin, Arad și Dâmbovița, împreună cu procurorii DIICOT, SET Timișoara, birourile teritoriale Arad și Caraș, Severin. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și DIICOT, Biroul Tehnic și Criminalistic. La acțiune participă polițiștii inspectoratelor de poliție județene Timiș, Caraș, Severin, Arad și Alba, precum și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei București, grupării mobile de jandarmi Glad Voievod Timișoara, inspectoratelor județene de jandarmi Arad, Caraș Severin, Alba și Satu Mare. Numită și Arma Vieții, având ca deviză motoul "Cu viața mea apăr viața", protecția civilă este o componentă necombatantă a apărării naționale, cuprinzând un complex de măsuri pentru ocrotirea populației, a bunurilor materiale în caz de război, calamități sau catastrofe, asigurând condițiile necesare supraviețuirii. O populație mai bine pregătită va fi mai puțin luată prin surprindere în cazul unui eveniment inopinat. Va acționa cu mai multă precizie și promptitudine și va reveni mai repede la starea de normalitate. Astăzi sărbătorim 90 de ani de la legiferarea protecției civile în România. Sărbătorim astăzi existența protecției civile, a cărei menire a fost, încă de la început, protejarea populației în situații dificile. Sărbătorim oamenii care își asumă riscuri și dovedesc profesionalismul faptelor în toate misiunile încredințate, permanent acolo unde semenii sunt în suferință, amenințați de dezastre naturale ori față în față cu situații care le pot amenința viața. Încă de acum 90 de ani, nevoia de protecție a vieții oamenilor și a bunurilor acestora în fața manifestărilor provocate de forțele naturii și de conflictele armate a impus înființarea unei structuri care să le poată țină piept. Momentul acesta este un prilej de retrospectivă a activităților desfășurate de specialiștii protecției civile, care s-au aflat mereu la datorie în sprijinul semenilor. Modul de manifestare, dinamica și diversitatea situațiilor înregistrate la nivel național au impus perfecționarea continuă a personalului, participarea la diverse activități naționale și internaționale, implementarea campaniilor preventive de anvergură, precum și derularea complexelor procese pentru achiziționarea tehnicii de intervenție moderne prin accesarea fondurilor europene. Toate acestea au contribuit la fundamentarea unui sistem integrat de urgență, dezvoltarea culturii preventive a populației și servicii de înaltă calitate oferite comunităților. La evenimentul găzduit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș din Arad au participat atât autorități locale cât și județene. Nu suntem nici atât de puternici, nu suntem nici atât de stăpâni pe viețile noastre. Și atunci când suntem mai vulnerabili, mai expuși, avem nevoie de salvatori, avem nevoie de dumneavoastră. Am făcut un calcul. Uneori primesc zilnic și câteva zeci de mesaje cu intervenții la limită, în gospodării, pe drumuri, la locul de muncă. Oamenii pleacă de acasă fără să știe ce îi așteaptă, cu garda jos, încrezători sau superficiali. Știu că la nevoie
nu doar cineva de acolo de sus îi păzește, ci și aici jos. Au încredere în dumneavoastră. Și ăsta este un lucru important. Un lucru pentru care, cu autoritatea pe care am de președinte al Consiliului Județean Arad, într-un județ greu, cu incendii, cu accidente, cu inundații, cu alunecări de teren, vă mulțumesc. Am spus la început că nu vreau să insist pe proiecte, dar permiteți-mi doar atât. Vom fi alături de dumneavoastră și în ciclu financiar de anul acesta, cu tot ceea ce putem, cu tot ceea ce este necesar, pentru că meritați. Unele întâmplări ale prezentului ne fac să vedem și mai clar importanța protecției civile împotriva efectelor dezastrelor naturale. Felicit inspectoratul pentru situații de urgență Vasile Goldiș al județului Arad pentru că a conceput un program complex de informare a populației în mai multe zone de interes, precum școli și biserici. Privind necesitatea luării unor măsuri minime de protecție în caz de calamitate. Aceste activități continuă toată săptămâna. Felicit de asemenea salvatorii ISO Arad care astăzi vor primi înaintarea gratuită pentru meritele demonstrate în acțiune, în sprijinul cetățenilor. Însă mulțumirile noastre trebuie să se adreseze fiecărui pompier sau lucrător a sistemului de răspuns la situații de urgență pentru întreaga lor activitate și pentru spiritul de sacrificiu de care dau dovadă. Ca subprefect al județului Arad, înțeleg să sprijin permanent prin toate mijloacele legale pe care le am la dispoziție inspectoratul pentru situații de urgență, pompierii și pe toți cei implicați instituțional în sistemul de răspuns la situații de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență Vasile Goldiș al județului Arad a pregătit pentru toată perioada acestei săptămâni o serie de activități ce se vor desfășura sub sloganul Împreună mai pregătiți. Miercuri 1 martie, între orele 10 și 11, va avea loc exercițiul Miercurea Alarmelor pentru verificarea funcționării sirenelor din județul Arad, simulările vizând atât verificarea echipamentelor care pot fi acționate în mod centralizat, cât și a celor cu acționare locală. Sirenele electronice vor fi verificate prin transmiterea către populație a unor mesaje vocale privind evenimentul desfășurat și măsurile de protecție care se impun în astfel de situații. Înștiințarea, avertizarea, prealabilă, alarmarea și alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecție a populației și bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor. Exercițiul are loc în cadrul acțiunilor pregătite de structurile de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca parte a programului din Săptămâna Protecției Civile, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În fiecare an, în ultima zi a lunii februarie, este celebrată Ziua Internațională a Bolilor Rare, începând cu anul 2008. Se estimează că aproximativ 5% dintre cetățenii lumii sunt afectați de o boală rară. Cele peste 6.000 de boli rare identificate sunt caracterizate de o mare diversitate de simptome, care variază nu numai de la boală la boală, ci și de la pacient la pacient. Astfel, 72% dintre bolile rare sunt genetice, iar celelalte sunt rezultatul infecțiilor virale sau bacteriene, ale alergiilor, factorilor din mediul înconjurător sau sunt cancere rare. 70% din bolile rare genetice debutează în copilărie. Aproape 1 din 5 cancere este estimat ca fiind un cancer rar și există în jur de 200 de tipuri de cancere rare. Comisia Europeană are ca obiective creșterea capacității de cercetare, asigurarea programelor de instruire a profesioniștilor din sistemul de sănătate, dar și a pacienților pentru a veni în sprijinul celor 25 de milioane de cetățeni europeni diagnosticați cu o boală rară pentru a le asigura un acces mai rapid la diagnostice precoce, tratamente personalizate și creșterea calității vieții. În România, bolile rare afectează aproape 1 milion de persoane. Peste 100 de milioane de euro vor fi investite în retehnologizarea CET Hidrocarburi. 38% din valoarea investiției va fi asigurată din bugetul local. Retehnologizarea CET Hidrocarburi se va realiza cu ajutorul unei finanțări din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este prima investiție majoră în dotarea CET cu echipamente și instalații noi în ultimii 34 de ani, în urma căreia, în 3 ani de zile, municipiul Arad ar putea
putea dispune de o nouă sursă de producere a energiei termice și electrice. Investiția presupune următoarele achiziții: 4 cazane cu funcționare pe gaz pentru producerea de energie termică, 3 motoare pe gaz ce formează instalația de cogenerare de înaltă eficiență Hydrogen Ready, o stație de pompare agent termic, o stație electrică și sistem de control, un acumulator de căldură și un degazor termic. Odată cu implementarea proiectului, sursa de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență, se intră într-o nouă etapă de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Arad, în care se urmărește creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife competitive. Se estimează că în urma realizării acestei investiții, prețul de producție al gigacaloriei ar putea scădea cu cel puțin 50%. În Arad, peste 20.000 de locuințe sunt acordate la sistemul centralizat de încălzire oferit de societatea CET Hidrocarburi. Numărul lor ar putea crește în urma retehnologizării centralei. Proiect de lege pentru facilități acordate zonelor libere. Aradul a beneficiat de-a lungul anilor de funcționarea unor zone libere care au contribuit la dezvoltarea economiei locale. În urma dialogului cu operatorii din Curtici, deputații PNL, Glad Varga și Sergiu Bâlcea au inițiat o propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere. Zona liberă Arad este într-un declin în ultimii ani. Cu colegul meu, deputatul Glad Varga, ne dorim prin inițiativa legislativă depusă astăzi să avem o fiscalitate mai bună, să avem o zonă de impozit mai mic pentru firmele care investesc în zona liberă, dar mai ales posibilitatea de a construi blocuri pentru muncitorii străini. Am propus introducerea unor facilități fiscale de zonă liberă după modelul celor oferite de alte state comunitare, spre exemplu Lituania, scutirea regiei de la plata impozitului pe clădirile intrate în proprietate la încheiere a contractelor de concesiune pe perioada cât acestea nu sunt supuse închirierii sau concesiunii, scutirea operatorilor economici din zona liberă de la plata impozitului pe clădirile și terenurile închiriate sau concesionate, introducerea posibilității de a fi amenajate spații de cazare temporare pentru angajații operatorilor economici din zona liberă cu caracter de locuințe de serviciu, posibilitatea ca administrațiile zonelor libere și operatorii să se asocieze cu persoane fizice sau juridice în scopul desfășurării activității proprii, posibilitatea de arendare a terenurilor libere, neconcesionate și neînchiriate în vederea obținerii de venituri aferente acestor terenuri, anunță deputatul Glad Varga. Săptămâna trecută, polițiștii locali cu atribuții de verificare în domeniul disciplinei în construcții din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad au aplicat o amendă unei asociații de proprietari pentru încălcarea prevederilor legii numărul 196 din 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Astfel, o asociație de proprietari situată pe Bulevardul Revoluției a fost sancționată cu maximul amenzii prevăzute în actul normativ pentru nerespectarea obligației de a lua măsurile necesare în vederea reparării, reabilitării, respectiv menținerii în stare de siguranță și funcționare a condominiului. Neîndeplinirea sarcinii de întreținere a fațadelor a condus la producerea de pagube, reprezentând în continuare un pericol atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru unii cetățeni care traversează zona. În acest sens, Direcția Generală Poliția Locală Arad notifică asociațiile de proprietari care se regăsesc în această situație să procedeze la realizarea la timp a lucrărilor cu caracter imperativ de reparații și întreținere, a căror neglijare se poate solda cu eventuale accidente generatoare de pagube materiale ori cu vătămări ale persoanelor. Polițiștii locali vor proceda la sancționarea asociațiilor până la intrarea în legalitate, notificând totodată comisia privind clădirile neîngrijite în vederea supraimpozitării. Elevii din clasa a 5-a de la liceul Adam Nicolae din Sâniculaul Mic, împreună cu doamna dirigintă Adriana Ignat, au venit în vizită la televiziune pentru a vedea secretele din spatele camerelor. Copiii au fost întâmpinați de colegii noștri Mihai Molnar și Bazil Mureșan. Aici se face emisiunea domnului Ghilea, aici se face emisiunea de muzică populară și alte chestii. Iar cu care v-ați așezat foarte liniștiți din start. Ia-i picioare. Ridică-te sau ridică-te de fapt tu, că eu aici stau.
aici stăm bazil în fiecare vineri. Ce trebuie să știți? Trebuie să știți pentru voi, nu pentru profesori, nu pentru mami, tati, și nu, pentru voi. De-aia e importantă școala. Profesorii sunt importanți pentru că ei vă pot ghida și vă pot ajuta, vă pot arăta din toată mare asta de informație, ce informație importantă pentru voi. A venit mai apoi rândul știrilor. Copiii au văzut pentru prima dată un platou de știri și au făcut cunoștință cu prompterul nostru. Majoritatea dintre ei și-au încercat norocul pe scaunul crainicului și au prezentat știri. Amenajat pe platou din fața palatului administrativ. Astfel, în 14 și 24 februarie, între orele 11 și 20, printre care și Aradul 60 de persoane urmează a fi conduse la audieri. UTA a fost în vizită pe teren propriu, farul Constanța, plecând cu 3 puncte acasă. Aradenii au umplut arena Francesc Neuman, venind să își susțină echipa favorită. Partea distractivă abia urmează. I-am dus în redacție și le-am arătat cum se fac și cum se citesc știrile. Membrii acestuia organizează încăierări în spații publice. La rândul lor, autoritățile ruse cred că ucrainenii ar promova mișcarea pentru a destabiliza Rusia. Avertizarea de ceață densă pe DN7, Pitești, Râmnicu, Vâlcea. Nu doar copiii au ajuns la microfon. Aurora boreală este vizibilă în mod neobișnuit din Anglia. O puternică explozie solară a aruncat particule cu sarcină electrică dincolo de polii Pământului, determinând în contact cu atmosfera apariția fenomenului. Împreună am realizat o emisiune despre un tânăr talent în plină ascensiune, colega lor, Alinuța. Bună, sunt Erica. Am 12 ani și învăț la școala gimnazială Domn Nicolae. Iar astăzi, împreună cu colegul meu, Gabi, vom prezenta Cântăreața Zilei. Este fenomenul anului. Cântă foarte bine. Exact, colega mea preferată. Azi e ziua mea și mă simt bine. Toți prietenii sunt lângă mine. La ce vârstă v-ați apucat să cântați? Pe la 10 ani. Și cum de v-ați gândit să vă apucați? M-a plăcut foarte mult. Pentru TV Arad, Arva Natalia. Copiii au fost foarte încântați de experiență. Astăzi la televiziune mi s-a părut foarte interesant pentru că am descoperit chestii pe care nu le-am știut despre televiziune. Ca de exemplu? Cum vorbesc cu oamenii, cum mă spun știrile. Noi, cei din spatele camerelor, le-am împărtășit cu drag cunoștințele noastre și sperăm ca după ce termină școala să pună în aplicare ceea ce au învățat astăzi. Elevii liceului Vasile Goldiș din Arad au fost învățați astăzi să își prepare singuri un desert delicios și mai ales sănătos de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, specializarea nutriție și dietetică. Acțiunea are loc în cadrul programului Școala Altfel. Desfășurăm o activitate în cadrul Școlii Altfel despre stilul de viață sănătos și elevii noștri învață acum să își prepare dulciuri, practic deserturi, din ingrediente sănătoase, într-așa fel încât să evite problemele ulterioare de sănătate. Andreea Rusu, profesor titular la UVVG, Facultatea de Farmacie, le-a explicat astăzi elevilor noțiuni despre ceea ce înseamnă o hrană cât mai sănătoasă și un desert bun. Am încercat să le inducem anumite principii pe care noi ni le dorim pentru copiii noștri și nu în ultimul rând să încerce să se apropie de Universitatea Vasile Goldiș, unde pot să studieze nutriția și dietetica. Este vorba despre un desert. Noi am încercat să facem un desert pe gustul copiilor, adică cu alimente cât de cât sănătoase, dar și cu o compoziție care să le gâdile puțin papilele gustative. Sunt niște bombițe cu nucă de cocos, pudră de roșcove, miere și curmare. Cu această ocazie s-a vorbit și despre sport, mai ales că hrana sănătoasă înainte și după antrenamente este esențială. Întrebam dacă știu ce mănâncă înainte sau după sală. Dulcele pe care noi le-am făcut, cumva le-am recomandat înainte de activitățile sportive pentru un boost de energie. Alimentația sănătoasă îi ajută pe adolescenți să-și îmbunătățească performanțele la învățătură și în sport. În același timp, alimentația necorespunzătoare poate duce la schimbarea greutății corporale, precum și la apariția unor boli cronice.
Surpriză la Arta, o cerere în căsătorie inedită a avut loc în sala cinematografului Arta, imediat după proiecția filmului Declarație de dragoste. Este vorba despre doi tineri, Bianca și Dani. Tânărul este cel care a pus la cale surpriza. Planul său era să o ceară pe Bianca de soție și a chemat prietenii și rudele la cinematograf. Avea deja pregătit din timp un filmuleț cu momentele cele mai frumoase din viața lor. Bianca nu bănuia nimic, iar planul lui Dani a mers ca pe roate. Răspunsul Biancăi a fost da. Toți cei prezenți au fost foarte emoționați și s-au bucurat de fericirea celor doi tineri la început de drum. Un mărțișor, un simbol al primăverii, al iubirii și al dorinței de a dărui. Cu aceste gânduri au creat elevii Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă mici opere de artă, gata pentru a fi accesorizate de către doamne și domnișoare cu ocazia zilei de 1 martie. Micuțele mărțișoare sunt expuse în incinta Consiliului Județean Arad, de unde pot fi admirate și achiziționate. Modul de a le obține este unul mai puțin obișnuit. Mărțișoarele sunt gratuite, dar se pot face donații în semn de apreciere pentru munca depusă de copii. Sumele obținute vor intra în bugetul școlii. Dacă vă place Brahms, sunteți așteptați joi pe 2 martie de la ora 19 la Palatul Cultural cu partitura celebrului său concert pentru vioară, însoțită de această dată de Sinfonia a 4-a în mi minor opus 98. Medalionul Brahms va fi dirijat de Hermann Sobolci, iar solist Valentin Șerban, câștigătorul ediției de acum 2 ani a concursului internațional George Enescu. În septembrie 1879, Brahms călătorește în orașele Transilvaniei pentru a-și face cunoscută noua sa partitură, Concertul pentru vioară în re major opus 77. Voiajul său muzical cuprinde și Aradul, printre destinațiile privilegiate. 16 septembrie 1879 este data primei audiții de la Arad a concertului pentru vioară de Johannes Brahms, cel care revine în calendarul începutului de martie 2023 în interpretarea talentatului Valentin Șerban. Violonistul are 32 de ani, este originar din Brașov. Valentin Șerban se află pentru prima dată pe scena Filarmonicii Arad ca interpret al concertului pentru vioară și orchestră în re major opus 77 de Johannes Brahms. Turneul trupei Vank intitulat Tu și dragostea ajunge și în Arad. Astfel, single-uri precum Pleacă, Vreau o țară ca afară, Așa și sau Vino du-te vor răsuna pe scena Filarmonicii Arădene pe 28 februarie, începând cu ora 19:30. În deschiderea concertului va cânta trupa Phaser, trupă originară din Timișoara. Prieteni din Arad, n-am cum să nu vă spun chestia asta, dar la concertul nostru din 28 februarie, Tu și dragostea de la Filarmonică, o să venim cu niște prieteni. Trupa Phaser va cânta în deschiderea noastră, o trupă care mi se pare aceeași bucurie de a fi pe scenă, aceeași energie puternică și luminoasă muzica lor, așa că vină la Filarmonică, vină la concert și noi îți dăm niște primăvară la pachet. Simplu. Simt notele ușoare, descoper lumea prin difuzare. Potrivit celor declarate de către solistul trupei Cornel Ilie, Tu și dragostea este un turneu în care formația Vank aduce povești de iubire, trăite în toate felurile, cu bucurii, cu dezamăgiri, cu frustrări, cu suflete împlinite, dar și răvășite, toate puse în cântece. Așa și ce dacă stau la coadă? Biletele pot fi achiziționate de pe platforma iabilet.ro. Joi, de la ora 17, UTA va juca pe terenul campioanei CFR Cluj în etapa a 28-a din Superliga. Arădenii pornesc cu șansa a doua în meciul de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, dar ar putea profita de cele 3 zile în plus de odihnă pe care le au față de adversari. Laszlo Balint a anticipat întâlnirea cu formația clujană. O deplasare pe terenul campioanei nu poate fi decât foarte complicată, dificilă, mai ales în condițiile în care CFR-ul în această perioadă demonstrează o creștere evidentă de formă.
mulți jucători care sunt într-o creștere de formă și la nivel individual, la nivel colectiv arată poftă de joc, să spunem așa, sunt implicați în această luptă pentru câștigarea unui nou campionat, deci categoric importanța punctelor puse în joc este foarte mare și pentru gazde, însă noi în situația în care suntem trebuie să ne agățăm de absolut orice șansă pe care o să o avem în meciul acesta, indiferent cât de mică sau mare ar fi ea, trebuie să fim conștienți că avem potențial să punem probleme, să încercăm să facem acest lucru și să ne luptăm pentru absolut fiecare minge în așa fel încât la sfârșit, indiferent de rezultat, să fim cu conștiința împăcată că am făcut tot ceea ce a depins de noi ca să obținem un rezultat bun. Damian Isac și Raul Șteau sunt aproape de revenirea pe gazon, însă nu vor fi luați în calcul pentru această partidă, iar alte două nume s-au adăugat pe lista de absențe a UTEI după meciul cu Farul. Romario Benzar s-a accidentat, iar Idris Bata este suspendat. FCC UAV Arad nu a avut nicio șansă în finala Cupei României la basket feminin. Arădencele au cedat fără drept de apel cu 63-109 împotriva lui Șepși. Meciul de la Sfântul Gheorghe era deja decis la finalul primului sfert, câștigat de gazde cu scorul de 40-19. Maria Jespersen a fost fără îndoială cea mai bună jucătoare a meciului, cu 31 de puncte, 18 dintre acestea fiind înscrise prin aruncări de 3 puncte, capitol la care arădencele au eșuat în totalitate, neavând nicio reușită din 18 încercări. Singura basketbalista a galben-albastrelor care s-a ridicat la nivelul meciului a fost Trinity Baptist, cu 23 de puncte și 12 recuperări, însă evoluția sa nu a fost de ajuns. La finalul acestei săptămâni, echipa arădeană revine pe parchet în Liga Națională, cu un meci în deplasare la Târgu Secuiesc. Urmează câteva zile cu temperaturi mai ridicate. La noapte se anunță cer înorat. Minimele din termometre vor fi de -1-2 grade Celsius. Vântul va bate cu 9 km pe oră dinspre nord-nord-est, iar șansele de precipitații vor fi de 25%. Mâine cerul va fi parțial însorit. Maxima termică va fi de 9-10 grade Celsius, iar vântul va bate cu 13 km pe oră dinspre nord-nord-est. Șansele de precipitații vor fi de 5%.